Bună dimineața, dragi prieteni! Intrăm în orașul Cavnui pe DG109 Vespe Bărsana, 109F. Am înțeles de dimineață la televizor că orașul este practic blocat, zăpada este foarte mare, mașinile sunt blocate, participanții la trafic trebuie să meargă prin alte localități pentru a ieși din Cavnic, dar observ că în Cavnic plouă de nu faci față cu ștergătoarele și nici cum nu este zăpadă. Deci acum o să parcurgem împreună orașul până în zona, până la ieșire din orașul Cavnic, practic intrarea spre comuna Budești, să vedem exact unde este zăpada, pentru că dorim noi primăria să dezăpezim, dar nu știm unde să dezăpezim și după cum vedeți, ștergătoarele mașinii sunt la maxim. Acum, bineînțeles că este ok să promovăm localitatea, dar nu putem nici să ducem în eroare opinia publică. De dimineață sună de la prefectură, de la Consiliul Județean, să ne întrebe dacă trebuie utilaje de dezăpezire pentru zona de Cavnic. Noi nu știm ce să spunem, că deocamdată, după cum observați, afară plouă abundent, deci chiar plouă foarte tare, dar nu există zăpadă. Din câte am înțeles, în zona domeniului schiabil există foarte puțin, un centimetru de zăpadă și nu este pusă circulația în pericol. Nu că ar fi responsabilitatea primăriei Cavnic, pentru că știm cu toții că este un drum județean, dar considerăm că nu este ok să fie dezinformată opinia publică sau participanții la trafic, dar eu zic că cel mai bine ar fi să facem împreună această plimbare, să traversăm orașul Cavnic împreună. Va dura puțin pentru că orașul are o lungime de 11 km și ne ducem cu toți împreună să vedem unde este zăpada. Am înțeles că un participant la trafic a spus că este blocat de 20 de minute pe zona Cavnic, mai multe mașini sunt blocate, nu pot să traverseze orașul. Noi, bineînțeles că suntem interesați să asigurăm un climat normal, dar nu știm nici noi unde să dezăpezim, în care Cavnic, că la televizor se putea Cavnic Maramureș și acum mă sună toată lumea din toate direcțiile. Noi am dezăpezit și noi să ajutăm Consiliul Județean și Prefectura, dar nu știm unde să intervenim, pentru că nu găsim zăpada. Poate există în alte localități, se face de multe ori confuzii, deci persoanele care vin și traversează Cavnicul de la Cavnic spre Budești sau spre Sighetul Marmației, chiar dacă se află în zona de Budești, spun că tot în Cavnic sunt, dar eu zic că cel mai ok ar fi să facem această plimbare împreună cu toții și v-aș ruga pe fiecare dintre noastră pentru o bună informare și ca cât mai mulți oameni să ne poată urmări, să distribuiți cu toții această postare pentru a putea fi urmărită de cât mai mulți oameni și până la urmă să fie informată opinia publică corect, pentru că este o situație în care mulți oameni pot fi duși în eroare și nu este ok, pentru că noi avem obligația să informăm opinia publică cu situațiile reale din teren. Noi, bineînțeles că am dorit să dezăpezim pentru că suntem pregătiți, dar nu știm unde. De dimineață și de la Consiliul Județean, de la Prefectura Maramureș ne-au sunat să ne întrebe unde să acționeze, unde este zăpada, numai că nu o vedem nici noi. Mai mult, fiecare participant la trafic trebuie să știe că este obligat să își doteze mașina cu cauciucuri de iarnă, lucru care se face din timp, pentru că a fost anunțat codul galben sau portocaliu deja de ceva timp și faptul că există unii participanți la trafic care nu au cauciucuri de iarnă sau care nu își dotează mașina cu cauciucuri de iarnă și nu pot să se deplaseze, acest lucru nu este vina nici autorităților, nu este vina nimănui, este vina participantului la trafic și cred că ar trebui să se ia măsuri în acest sens, pentru că observ că din ce în ce mai mulți participanți la trafic practic nu-și dotează mașinile cu cauciucuri de iarnă și ulterior fac plângeri că nu pot
să circule. Suntem deja, am parcurs jumătate din Cavnic, deocamdată, după cum vedeți și dumneavoastră, nu există zăpadă, dar ne vom duce până vom ajunge la cealaltă tablă cu Cavnicul, practic la indicatorul cu Cavnic, la ieșirea din localitate, să vedem exact situația, să vedem pe ce zonă există zăpadă, dacă există, să vedem ce grosime are stratul de zăpadă și să vedem câte mașini sunt blocate pe zona de Cavnic. Din informațiile noastre, zăpada nu este în perimetrul orașului, ci există în zonele de după oraș, dar cel mai bine e să vedem cu toții situația reală din teren, așa nu dezinformăm opinia publică și toată lumea este informată corect. De aceea eu vă rog în continuare, dacă doriți să distribuiți acest videoclip mai departe pentru a putea fi urmărit de cât mai mulți participanți la trafic, de cât mai mulți oameni, până la urmă să vadă toată lumea și cei care nu s-au putut deplasa la Cavnic pentru a se informa corect și au primit informațiile pe surse, să poată fi și ei informați corect, pentru că considerăm că cel mai corect este ca opinia publică să fie informată corect și nu dezinformată. Suntem deja în zona handalului, dar aici deja observăm că ploaia s-a transformat puțin așa în lapoviță. Dar după cum observați, drumul este în continuare negru, nu există probleme, dar cel mai ok să continuăm traseul până la zona de ieșire din oraș, să vedem câte mașini sunt blocate pe zona Cavnicului și care este situația reală. Și să vedem dacă mașinile care sunt blocate sunt dotate cu cauciucuri de iarnă sau nu. Există deja, după cum vedeți și dumneavoastră, un strat de zăpadă, dar nu este un strat care să împiedice circulația și cu gume, cu cauciucuri de vară, se poate circula pe acest drum momentan, în condițiile cum este. Dar cel mai corect, suntem deja în zona cartierului Roata, urcăm practic la munte, observăm, sunt mai multe mașini care participă în trafic, nu vedem mașini blocate, dar în continuare ne vom deplasa pentru a ne asigura. Într-adevăr, deja în această zonă avem 2-3 cm de zăpadă, dar după cum vedeți, drumul este curat, deci practic se poate circula pe drum, nu există nicio problemă. Vă rog în continuare să distribuim, să vedem cu toții, chiar dacă iarna își face apariția, este un lucru foarte bun, pentru că aici la Cavnic ne dorim să avem zăpadă, ne dorim ca să promovăm localitatea și să atragem cât mai mulți turiști, numai că nu este ok să dezinformăm oamenii, pentru că mulți oameni pot să fie speriați și să nu mai vină pe zona de Cavnic să creadă că zăpada este foarte mare. Există deja, cred că așa la o aproximație, să spunem, poate are zăpada, nu știu, să nu mint, un 5 cm, dar drumul este curat, deci pe drum se poate circula fără nicio problemă. Da, observăm un participant la trafic, un număr de Cluj, care stă pe margine, dar și gumele îi cred că neadecvate și frică să circule. În continuare, suntem în zona Roata, în zona domeniului schiabil. După cum vedeți, drumul, asta este situația drumului. Da, avem deja zăpadă, avem puțină zăpadă, suntem pe DG109F, pentru că nu este Bârsana, 109F, dar după cum observați, drumul este practicabil, mașinile circulă. Bineînțeles că este foarte important, mă repet, ca toate mașinile să fie dotate cu cauciucuri corespunzătoare pentru perioada de iarnă. Cine dorește să treacă pe la Cavnic în această perioadă și nu își dotează mașina cu cauciucuri de iarnă, acel participant la trafic riscă anumite chestii, pentru că își pune și viața lui în pericol. Deja, după cum observăm, într-adevăr, drumul există niște zăpadă, dar nu, drumul e practicabil, deci se observă, nu există nicio mașină blocată, se pare că avem un copac rupt aici în zona domeniul schiabil. Suntem tocmai în zona Icoana, pârtiul de schi. Da,
Până la urmă, mai mulți copaci se pare că sunt aplecați. De dimineață, vântul și-a făcut iar apariția la Cavnic, a început să sufle vântul. Da, într-adevăr, deja în partea de sus a orașului există mai mulți copaci îmburdați pe zona drumului județean. Deja drumul are deja, există deja zăpadă. Aici se impune a intra un utilaj. Facem precizarea că drumul este drum județean, aparține de Consiliul Județean Maramureș și obligația pentru dezăpezirea lui este stricta Consiliul Județean. Da, într-adevăr, deja există anumiți participanți la trafic, drumul deja are anumite probleme. Observăm și o mașină a postului mutant de jandarmi. Dar deja la ieșire din Cavnic necesită ca unele utilaje să intervină. Facem un apel pe această cale, Consiliul Județean Maramureș, să trimită un utilaj în această zonă pentru a curăța strada. Deja în această zonă zăpada este pe carosabil, drumul da, nu este practicabil în această zonă, dar deja este ieșirea din Cavnic și este intrarea în zona Budești. Avem și copaci îmburdați, după cum se vede, după ce o să finalizăm această emisie în direct, o să anunțăm toate autoritățile necesare pentru a interveni. Da, și într-adevăr, deja drumul este nepracticabil. Mă repet, suntem pe DG109F, Cavnic-Budești, ieșirea din Cavnic spre Budești. O să ne întoarcem pentru că văd că deja brazii încep să suflă vântul foarte tare pentru a nu risca și cred că s-ar impune pentru evitarea oricărui pericol ca drumul să fie închis din zona Budeștiului pentru ca nu ceva braz să nu prezinte un pericol. Știm ce s-a întâmplat aici în nu de mult și observ că din nou suflă vântul. Este o vremea nu este tocmai ok, dar până la urmă este frumos, este zăpadă. În condițiile în care copaci încep să cadă, poate fi un pericol și pentru participanți la trafic, fapt pentru care am indicat ca drumul să fie închis din zona Budeștiului spre Cavnic, pentru că în condițiile în care vor cădea iar și suflă vântul, observăm că vântul deja își face apariția, poate fi un pericol pentru participanții la trafic. În acest moment o să încheiem transmisiunea în direct pentru a putea lua măsurile ce să impun.